bilele albe care apar în jurul ochilor, pe pleoape sau pe obraji se numesc milia și sunt chisturi de cheratină, bile de grăsime tare care se prind între straturile celulelor moarte ale pielii. Mulți oameni tind să confunde milia cu coșuri, dar sunt două lucruri complet diferite. Tocmai din acest motiv nu este recomandat să le zdrobiți, deoarece ar putea agrava problema sau ar putea crea răni la nivelul pielii. Milia nu reprezintă un pericol pentru sănătate, dar poate fi o problemă cosmetică. Mai jos vă sugerăm remedii pentru a scăpa de ea. Suc de lămâie și zahăr. Lămâile au proprietăți antibacteriene și antiseptice. În timp ce zahărul se exfoliază, se amestecă două linguri de zahăr cu sucul unei jumătăți de lămâie și o linguriță de ulei de măsline. Fregați ușor fața și lăsați-o să stea 15 minute înainte de a clăti. Mierea este un umectant și, prin urmare, ajută la absorpția umezelii din aer când este aplicat pe piele. Îl ajută să păstreze umezeala și să evite uscăciunea. Aplicați miere pe piele și lăsați-o să acționeze câteva minute înainte de a clăti. Ulei de ricin. Se amestecă părți egale ulei de ricin și ulei de măsline, apoi se aplică pe față și se lasă să se absoarbă complet. După câteva minute puteți clăti cu multă apă.